Trudeau Basan, happy birthday, mate. Vă salut pe toți fraților și bine ați revenit la un vlog cu totul special pe acest canal. Astăzi, pe data de 5 noiembrie, când filmez acest video, este ziua mea de naștere și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați urat la mulți ani, atât pe Instagram, Facebook, TikTok și așa mai departe, și nu în ultimul rând, prietenului nostru Răzvan de la Londra, care mi-a pregătit, fraților, o mega surpriză la care nu m-aș fi așteptat niciodată. A vorbit cu un jucător de la Tottenham și l-a pus să-mi ureze la mulți ani, așa cum ați văzut la începutul clipului, și mai mult de atât, pregătiți-vă, a vorbit la Chelsea Londra și înainte de ultima etapă din Premier League, în tot stadionul, s-a auzit cum cei de la Chelsea îmi urează la mulți ani. Next up, thanks to Tudor Butan for your hard work as a Chelsea vlogger in Romania. You are loved by all the blues all over the world. Happy birthday. Tot respectul pentru Răzvan, așa prieten să tot ai, și astăzi, fix de ziua mea, în premieră pe acest canal, voi filma un vlog și îmi voi serba ziua de naștere la cel mai tare derby din Superliga României, meciul dintre FCSB și Rapid București, acolo unde mi-am invitat toți prietenii și sper să mă întâlnesc cu cât mai mulți abonați. Și haideți să vedem ce susținere avem la acest video, fiecare like din partea voastră înseamnă totodată un la mulți ani, hai să vedem câte like-uri putem strânge la acest video și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe, deoarece ne apropiem cât mai repede de cei 300.000 de abonați și știți foarte bine ce o să urmeze: plecarea la Inter Miami pentru a-l vedea pe Lionel Messi, iar pentru vlogul de astăzi, la meci, cu fiecare abonat cu care mă voi întâlni și va ști că este ziua mea și îmi va spune la mulți ani, am și o mini surpriză din partea celor de la Flashcard, așa că haideți să nu mai stăm la discuții și să vedem cum va arăta ziua mea de naștere la cel mai tare derby din Superliga României. Dar înainte să începem, voiam să vă anunț că cei de la Eneba.com au peste 10.000 de produse, jocuri, coduri promoționale, absolut tot ce vă doriți. Dacă vreți și voi la rândul vostru să faceți un cadou frumos, puteți găsi și EFC 24 la cel mai bun preț de pe piață pentru absolut toate platformele, PC, PlayStation și Xbox. Mai mult de atât, aveți suport 24/7, așadar nu va exista absolut nicio problemă. Dacă vreți să vă cumpărați FIFA Points, găsiți bineînțeles pe Eneba.com, Spider-Man 2 și așa mai departe. Așadar găsiți chiar acum linkul în descriere, mergeți acolo și uitați-vă pe eneba.com. Fraților, și ajungem direct în fața stadionului. Nebunie aici, mai ceva ca la El Clasico. Uitați-vă și voi toată gașca, bă, mergeți că ați venit. Bă, toată lumea a venit la ziua mea astăzi. Ne servăm ziua. Ne facem pe stadion. În câte ani, dar nu ține stadion? La gol. Bun. Și acum hai să mergem la RoboKeeper. Ia uitați-vă ce e aici, nebunie. Încercăm să dăm și noi și poate marcăm și un gol. Eu am dat și un pronostic, am zis că se termină 2-2. Mai ales că este și ziua mea astăzi, am zis că ne servez direct la meci. O, Tudor, te pup. Cine pup? Cine vrei să dea? Mi-ar plăcea să dea Cătălin Cârjean, însă din păcate, din ce știu, nu joacă. Sper să-l bage la final și de ce nu să dea golul victoriei sau măcar golul egalizator. Bun, fraților, și-am ajuns la RoboKeeper. Uite-te în ochii lui, da, atenție, da? Și dacă dăm și gol, se pregătește și gol! Se pregătește Tudor! Tudor, în față la IFR, în poartă la IFR, RoboKeeper. Crezi că o să-l învingi? Eu zic că da. Două șuturi, două goluri, așa sper. Hai, încălzește-te puțin. Doamne, ajută foarte bine. Și iată, se pregătește și... Nope. N-are nimic. Pe tot ce poți aici la Superliga. Și la Superliga RoboKeeper. Haide, salvează-mă X. Ai văzut ce a făcut Tudor? Slab, slab, mă așteptam. Ce vede că a petrecut asta? În fine, nu intrăm în detalii, dar... De ziua lui, trebuia să dea și el un gol. Acum este șansa ta. Toate pariurile sunt pe tine, ai grijă! Spune-ți toți, is breaker! Iată, se pregătește a doua lovitură, icebreaker și... GOO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 O
Victor, primul care mi-a zis astăzi la mulți ani este Victor, pe care îl salut. Ce faci, boss? Mai mergem în Arabia Saudită? În America, direct la Inter Miami. Fii atent, pentru că mi-ai zis la mulți ani, din partea mea astăzi, ai un mini pachetel.
pe care vreau să-l deschid la cameră să vedem ce strică. Hai să vedem. Deschide. Poate le pică Ronaldo sau Messi, cum ar fi. Vlahovic, Canu, Modric, Ruben Dias, bine! Mai dăm pachetele, că uitați-vă ce e. Cine mi-a zis la mulți ani de ziua mea? Poftim este al tău, deschide-l și să vedem ce ți-a picat. La mulți ani încă o dată! Mersi! Hai să vedem! Dă-i tare acolo, tare, tare, tare! Hai să vedem! Molina, Milinkovic-Savic, Boniface, bun! Cine e acolo? Mertens! Trebuie să fie Bufu, și noi, că ți-a picat și ție! Adevărat, care mi-a picat pe live! Check! Și ultimul! Următorul pachet! Havertz! E al tău, poftim! Dembele! Bine! Ești al tău! Te vezi! Ești al tău! Hector Bellerin! Al tău! Aaaaaaa! Mbappé, uite aici! Kylian Mbappé și Gaur! Mount! Poftim! Luka Modric! Tu n-ai primit card? Poftim! Vitomina! Poftim! Openda! Cine n-a primit? Cine n-a primit? Eu n-am primit! Sigur n-ai primit? Berbatov! Poftim! Din nou Berbatov de două ori! Poftim! Cech! Și ultimul blanc! Eu n-am primit niciunul! Ia uite! Poftim! Poftim! Să fii sănătos! Fraților, uitați-vă și voi câți ne-am strâns la ziua mea și acum ușor, ușor o luăm către stadion! Fraților, și avem și primul cadou de astăzi, pe bune! Ce? Card special cu Jude Bellingham. Cum te cheamă? Canal de YouTube. Mihai, aici la Superliga, Mihai încearcă să câștige un tricou. Suportă FCSB cum e jucat, da? Robocipării pregătit. Bilet deja validat. Cel mai frumos cadou de ziua mea, biletul este deja validat și nu merge să intrăm. Uitați-vă și voi, stăm aici și nu merge să intrăm, frate. Pe grabonă. Te așteptam așa cadou de ziua mea. Mersi frumos, Șolo, mulțumesc mult. De schimb. Andy a intrat, pentru el am găsit un bilet. În continuare eu nu am bilet, frate. Stau aici deja au trecut 10 minute. Am mai primit încă un bilet, nu e bun nici ăla. Asta e. A few moments later. După aproape 5 bilete primite, într-un final găsim un bilet bun și uitați-vă, deja băieții aici mă așteptau. Cine e acolo? Spania. Cine ți-a sunat acolo? Duca Adam, cât de șmecher. Și țănești și eu lângă Duca Adam? Da, ia filmează de aici. Și o poză, te rog? Sigur că da, face. Gata. Mă, am și o întrebare aici la cameră pentru tine. Cât se termină în seara asta? 2-1 pentru Steaua? Da. Și fii atent, e ziua cuiva astăzi. Nu știu, jucător, habar n-am. Știi ziua cu e? Nu știi, nu? Ok, câștigai un premiu, dacă știai, e ziua mea, frate. E ziua ta. La mulți ani, scuze, la mulți ani. Nu-i nimica, te pup. Mulțumesc, ia, veniți, mulțumesc, mersi de urări. Deci băieții mi-au zis la mulți ani, un scor în seara asta? 3-0 Steaua. Și tu? Cine dă gol? Companiu și Coman, forță, vă mulțumesc mult, băieți, pentru urări. Veniți la ziua mea? Frate, mă aștept, s-a făcut. Vă pup, ceau. Mulțumim. Cu drag, un scor pentru seara asta? 2-0, te pup, respect. Andy, pe ce loc stăm azi? Avem un rând la de la 1 la 30. Bă, ne-a dat Șolo, ne-a dat peste 6 bilete și acum vă dați seama, stau culcat la meciul ăsta. Dormim, stăm relax. Haideți să vedem și noi câtă lume este. Crezi că va fi full? Băi, full nu, dar 40 minute. Vrei un suc? Îți dau un suc dacă vrei. E ziua ta, îmi dai și un suc? Bă, dar n-am chis, am. Bye, bye. Haideți să vedem câtă lume este. Salut, băieți, salut. Uitați-vă și voi. Mâncava și gura voastră. El clasic, mic copil. Galeria Rapidului. Uitați-i acolo frumos. Și aici, full. Absolut full peste tot. Au ieșit și echipele la încălzire. FCSB acolo. Și aici, Rapid București. Mamă, ce frumos. Băi, nu te suntem bine, inelul 2. Și se pare că primesc eu cinste de ziua mea. Cine are bani, cașcavalul? Alege o carte. Pe asta, că atâta e un suc. Luăm un suc frumos acolo. Auzi, mulțumim. Să-mi dai 20 de lei. Da? Gata, mulțumim, mersi frumos. Hai noroc, la mulți ani. Salut. Bă, nici la mulți ani nu-mi zici? Bă, frate, eu ți-am zis acum 3 zile. La mulți ani, frate, mersi pentru sucul.
bă, și frate, ce credeți, fraților? Vanez mi-a furat biletul, bă, mâncava și gura voastră. Băi, frumos, ce faci? Bă, am stat în fața stadionului 20 de minute din cauza lui. Auzi, ăsta e băiatul cu care mâncai burger? Da, frate, bă, mamă, da. Mamă, și cât de bun a fost burgerul? Lasă, astăzi este ziua mea. Tu ai venit la ziua mea acum. Și am luat eu suc. Și o să-ți iau eu burger, da. Azi. Da, frate, ziua mea. Nu cred. Ba da, nu mă crede că e ziua mea. Și mi-o servesc la meci. 23 de ani, nu? 23, frate, da, mersi. Deci la pauză un burger. Da, un burger gata, aici. Gata, gata, gata. Și nevoie. Partida din această seară se va termina cu scorul de 3-0. No, no, 2-2. Andy? 3-0, 3-0, hai că am intrat aici între steliști, e de rău. Mamă, 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 uitați-vă și voi. Fabulos, n-am mai văzut de mult atât de multă lume. Și acolo, ia uitați, la fel, full. Băi, se anunță nebunie. Sper să nu fie pericol, putem spune, Andy. Data trecută când am stat aici la derbiul ăsta, au fost ceva incidente. Sper să nu fie niciun incident în seara asta. În acest moment, intră echipele pe teren. Începe nebunia, încă o dată vă arăt. Așa zi de naștere să tot ai, uitați-vă și voi. Așa zi de naștere să tot ai. Absolut full. Wow, și avem coreografie, hai cred să vedem. Cred că e Mbappé ăla. Eu cred că e poză cu mine. E țestoasă. Nu, e mă, nu e cu mine. Hai să vedem o poză cu Tudor Buțan de ziua lui. When match day comes. Și acum, dar chiar zici că e broscoi Kylian Mbappé. Mamă, cât de șmecher arată. Cât de frumos arată. De tare! Mamă, cât de frumos arată! Prea frumos! Super! La 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 pure! La 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 la! Steaua Bucure! Și acolo, galeria rapidului! Și jucătorii salută galeria! Prea frumos! Să tot vedem asemenea coreografii! Un singur cadou îmi doresc de ziua mea, fraților. Cel puțin două goluri. Goluri multe vrem astăzi. Eu am zis 2-2. Marchează Florinel Coman și Cătălin Crijan. De ziua ta îmi doresc să dai și mie un suc. Bă, trebuie să-i dau sucul lui Andy, promit că mă revanșez. Doamne, doamne, ce a început! Ce nebunie! Templul fotbalului românesc! Exact! Wow, wow! Bă, dau un turnovanul! Vai al nostru! Nu mai dați-l el! Turnovane, puși, tată! Mamă, ce-a început! Băi, ce nebunie, uitați-vă și voi! Nebunie curată, uitați-vă ce e în spate! Doamne! Mamă! Gata, să înceapă meciul, tată! Începe meciul! Rapid atacă. Hai să vedem. Și replica celor de la Rapid București cu torțe. Uitați-vă ce e acolo, fraților. Acolo chiar e pericol de incendiu, nu e de joacă. Ar trebui cineva să stingă focul de acolo. Chiar nu e de joacă. Uitați-vă și voi. Vezi că e acolo? Da, nu e ok ce se întâmplă. A luat foc, chiar nu e ok. Langue, cred că a ieșit mingea. Oh, prima ocazie. Hai, bă! Oh! Prima ocazie! Băluță, încearcă lob acolo, în loc să tragă la poartă. A încercat lob. Mamă, ce duel acolo, Coman! Coman versus Bangue! Opa! Oh! Daua, Ronaldinho! Ce-a făcut acolo Daua? Daualdo! Nici n-a vrut să facă acolo. Daualdo! O, bună! Hai, bă! Oh! Și? Hai! Și? Nu se poate așa ceva! Lângă noi, acolo, tot fanii Rapidului, vezi? Fanii Rapidului lângă fanii celor de la FCSB. Da, mișto că vedem asta, sper să nu se întâmple nimic. Opa, pericol, Paco! Paco! Intră în care! Wow! Ocazie bună și pentru Rapid! Mamă, nu vine să cred încă o dată cadoul pe care l-am primit. Card de anul ăsta. Bă!
Minutul 20, fraților, și galeria Rapidului nu s-a oprit nici măcar o secundă din cântat. Însă sunetul mai puternic clar vine din partea aceea. Uitați-vă și voi, stadionul arhiplin. A meritat. Mamă, mamă, uitați-vă și voi. Bă, artificii, artificii, Andy. Bă, artificii, prima dată când văd. Bă, Andy. Artificii. Artificii pentru prima dată. Așa ceva. Nu-mi vine să cred. Artificii în stadion pentru prima dată. Bă, e prima dată în viața mea. Și nu se opresc. Doamne, e prima dată când văd așa ceva. Doamne, a luat foc, a luat foc. A luat foc, a luat foc. În premieră România, artificii în interiorul stadionului. Exact ca în Argentina. Zici că joacă Boca Juniors cu River Plate. Vă bune, nebunie curată. Și nu se opresc. Mult respect. Mult respect pentru galeria Rapidului. Cea mai frumoasă surpriză de ziua mea. Am avut artificii de ziua mea la cel mai tare derby. Opa! 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 Bine, Târnovan! Darius Solaru, haideți să vedem! Așteaptă sprijin! Borza greșește! Mario! Pericol pentru Rapid, haideți să vedem, Papo! 1, 2, Papo! Papo, 1-0 pentru Rapid, ce trip! Și bineînțeles, nebunie acolo! Prima echipă care face un cadou de ziua mea e Rapid, cu un gol frumos! Partea lui Papo, frumos gol! Haideți să vedem replica celor de la FCSB. Trebuie să scrie neapărat, poate până în pauză. Wow! Ce replică rapidă, Florinel Coman! Bunie aici! Galeria Rapidului sărbătoresc scorul de pe tabelă. 1-0. Mamă, nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva! 2-0 Rapid, incredibil! 2-0 Rapid, incredibil! Minutul 45! Băi, cadou de ziua mea, am zis două goluri, două goluri s-au dat! Am primit cadou! Dar nu mă așteptam ca Rapid să dea două goluri! Mă așteptam 1-1 măcar la pauză! Hai! 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 Nu se poate! Nu se poate! Final de primă repriză. 2-0 pentru Rapid în continuare. Toată lumea este supărată, e normal să fie. FCSB nu prea a jucat nimic și cel mai probabil vom avea două schimbări la pauză. Ovidiu Popescu și companiul trebuie să iasă. Și l-avem și pe Cătălin Cârjean, ia uitați-l. Frumos. Sper să intre și el. Sper. Să-l bagi și pe. Zi. Cine crezi că va câștiga balonul de aur anul viitor? Anul viitor. Eu zic că Haaland. Tu? Tu? Și eu zic că Bellingham. Bellingham? Ia Real Madrid Champions League și fac eu un calcul. Ia Real Madrid Champions League, ia La Liga și a câștigat balon de aur. Bună. Eu zic că Barella. Barella, fan Inter, ia arată. Și pe Daniel? Mbappé. Mbappé. Mamă. Hai să vedem. Bellingham, Haaland, Mbappé, Barella. Așa cum am bănuit, exact jucătorii pe care vi-am spus au ieșit. Companio și Ovidiu Popescu. Intră Tavi, cadou. Cadou de ziua mea, un gol, Tavi, te rog să-mi dedici. Ți-a zis că o pregătește, că n-are cum. Uai, de capul meu. De un sfert de beac aici, nici un pas în spate. O nouă coreografie, cât de tare.
Mamă, cât de mișto arată, uitați-vă și voi, fraților. Superb. A zis Andy că a văzut acolo frânghiile. Frumos rău. Spartani, tată, un nou cadou de ziua mea. Vă mulțumesc mult de tot, fraților. Lovitură liberă pentru Rapid. Hai să vedem. Mamă, cât a aruncat-o. Tavi. Tavi. Oh. Ale, ale. Victorie. Mangue. Oh, bine, da, va. Se repliază, ce trebuie face, se vede, hai să vedem. Ioniță, slab. Wow, wow, da, va. Wow, 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 wow. Vitură liberă pentru FCSB. Hai, mă! Aoleu, aoleu! Ce gol! Ce gol! Gaua! Gaua marchează 2-1! Și a și zis Ambi! A și zis Ambi! Hai cu un gol din poate rostă! Gaua marchează 2-1! Hai să vedem! Băi! Mese prăzit cu 2-2! Două meciuri la rând! Super clasico! Mese și aici prăzit, vă ascultați-vă! Wow! Replica instanta a Rapidului! S-au trezit fanii celor de la FCSB! Rapidului cântă Haide Rapidul, Haide Realul. O fi vreo legătură ascunsă între Rapid și Real Madrid? Andy zice că Bellingham, tinerețe, unde a jucat Andy? La Rapid, pe Giulești. 40.000 de spectatori tocmai s-a arătat. Minutul 82, haideți să vedem. Îmi iese pronosticul 2-2. Hai să vedem acum. Radunovic și... Rotariu nu trage la poartă! Este offside, se dă offside. Lumea pleacă de la stadion, mai este fix un minut. Poate ultima fază. Cărnovan. Cum a fi gol de la poartă la poartă. Ce? Hai să vedem, Florinel Coman, ultima fază, ultima șansă. Am fost atât de aproape cu 2-2-1. Hai, Tavi, te rog. Radunovic. Wow. Da, mă, dublă și gata. Da, aoleu. Aoleu, Bangue. Aoleu, Bangue. V-a zis jucătorul cu cel mai bun dribbling de la Rapid, alături de Papou. Este gata. Este gata. Victorie pentru Rapid București cu scorul de 2-1. Foarte aproape să fie 2-2, dar un gol anulat, poziție de offside. Nu știu, faza n-am văzut-o prea bine. Sărbătoare în galeria Rapidului. Tristețe în restul stadionului, care aproape s-a golit. Ei bine, fraților, eu nu sunt fericit. Este ziua mea de naștere. Andy, mersi că ai venit la ziua mea, frate. Îți dau și sucul. Ei bine, fraților, hai să termină super vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, haideți cu un like, forță acolo. Și cu butonul de subscribe. Cu galeria Rapidului în spate. Și cu toți băieții aici. Cam atât de la ziua mea de naștere. Încă o dată sunt foarte supărat pe Vanez că nu mi-a zis la mulți ani de ziua mea. Da, dar știi ce am făcut? Am venit cu artificii la ziua. Am venit cu artificii.
Deci Vanez a pregătit artificiile din Galeria Rapidului. Fraților, cam atât cu vlogul de astăzi. Eu am fost Tudor, Andy și Vanez și v-am pupat. Pa, pa!